Unul dintre cei mai înfocați suporteri ai micilor fotbaliști târgoviștani este și directorul clubului sportiv Târgoviște, Ciprian Prisăcaru. Oficialul dâmbovițan a recunoscut că ori de câte ori are ocazia de a fi prezent la partidele susținute de Kinderi, o face cu mare plăcere. Prisăcaru este convins că în fața unor centre de tradiție ale fotbalului românesc, Kinder Târgoviște va reuși să nu se facă de râs. Noi ne-am dorit să aducem la Târgoviște această fază, însă faptul că suntem prea tineri, nu avem decât 5-6 luni de când funcționăm, n-am reușit acest lucru. Federația a fost de acord să dea Piteștiului această zonă. Componența grupei noastre este ASEA, Hidroelectrica Râmnicu-Vâlcea și Clubul Sportiv Școlar Slatina. Îmi doresc foarte mult să fie o competiție frumoasă și sper ca în limita timpului pe care îl voi avea să fiu și eu alături de acești copii minunați, pentru că într-adevăr m-am atașat mult de Clubul Sportiv Kinder Târgoviște, îmi place activitatea de acolo și mă bucur că iată au început să apară și rezultatele. Trebuie de asemenea să subliniem și faptul că ei vor avea adversari, echipe puternice, echipe care au antrenori, știu eu, oameni care au descoperit fotbaliști de echipa națională și mă refer aici la Mihai Arnovski, antrenorul celor de la școala de fotbal Dani Coman din Pitești, care l-a descoperit, așa cum îi spune și numele, chiar pe Dani Coman, pe Adi Mutu, pe Rică Neaga, pe Dică, și vă dați seama, e un șlefuitor de talente și ne așteptăm ca el să fie principalul nostru adversar. Însă important e că puștii noștri pot merge acolo să-și măsoare forțele cu adversari puternici.